Constanța are nevoie de sprijin guvernamental susținut. Orașul a rămas foarte mult în urmă, comparativ cu marele municipii ale Constanței. Conceptul de gratuitate în Constanța, din păcate, a intrat prea mult în mentalul colectiv, evident stimulat vulgar și de practici și politici populiste ale vechii administrații PSD-iste. Este nevoie de un efort de recuperare imens, dar și intens. Avem nevoie de investiții și sprijin constant guvernamental.